Ucraina și-a îndreptat tacticile în primele săptămâni de contraofensivă pentru a facilita atacuri mai puternice în viitorul apropiat, arată în ultima estimare a Ministerului Britanic al Apărării, în timp ce Rusia a lansat în ultimele 24 de ore unul dintre cele mai mari bombardamente asupra Kievului prin lansarea de drone kamikaze și 53 de rachete. Vine cu mai multe detalii despre războiul de la granița noastră, Florin Jipa, editor la Monitorul Apărării și Securității. Bine te-am regăsit, Florin. Rebeliunea armată a lui Prigojin a oferit Ucrainei suflul necesar pentru reluarea acestei contraofensive. Care este acum situația de pe front? Bună, Ramona. Într-adevăr, Ucraina a profitat de zăpăceala din Rusia, dar și de faptul că trupele aeropurtate și luptătorii ceceni au fost retrași pentru apărarea Moscovei, a înaintat pe cele trei direcții, s-a apropiat destul de mult de principala linie de apărare a Rusiei și am văzut că Serviciul de Informații Militare al Ministerului Britanic al Apărării estimează că a creat condițiile necesare pentru a introduce în luptă marile unități, anume brigăzile de blindate și tancuri, care pot duce operațiile mult în adâncime, adică să spargă principala linie de apărare rusă. Astăzi am văzut și prima apariție a lui Putin după ce a supraviețuit încercării Wagner de a-i răsturna regimul. Președintele rus încearcă să restabilească imaginea pătată a armatei ruse și declară că are ca prioritate operația sa specială din Ucraina și că va petrece timp de dimineața până noaptea târziu alături de militari. Am văzut că și toată lumea se întreabă ce se întâmplă cu ministrul rus al apărării Șoigu și cu șeful statului major general armatei ruse Gerasimov și sunt foarte multe zvonuri că aceștia vor fi înlocuiți. Bănuiesc că vom afla mâine informații despre ei, deoarece Putin nu cred că își permite să păstreze pe o perioadă lungă de timp aceste zvonuri să se multiplice. Florin, Germania a anunțat noi transferuri de arme pentru Kiev. Ce știm în acest moment? Da, un general a declarat unui post local de televiziune că 45 de blindate antiriene Gepard, dar și două sisteme de rachete antiriene Iris-T sunt pe cale să fie trimise Ucrainei. Însă să nu uităm că Ucraina are nevoie și să fac mari presiuni, cel puțin în Statele Unite, să primească rachete balistice pentru sistemele HIMARS, lansatoare multiple de rachete HIMARS pot trimite rachete balistice la 300 de kilometri, dar și pentru primirea cât mai repede a avioanelor F-16 și încă se discută la NATO despre formele de pregătire a piloților ucraineni pe F-16 și știm că și România este în cărții până la această dată dacă să se creeze aici un centru de pregătire al piloților. Urmărim cu atenție, deoarece săptămâna viitoare vor fi anunțate mai multe pachete de ajutoare Ucrainei, mai ales dacă va veni acel mare atac de care se tot vorbește. Îți mulțumesc, Florin.